Unul dintre patronii restaurantelor din Crâng a obținut prin hotărâre judecătorească suspendarea restricționării circulației auto în parc. Hotărârea fusese adoptată cu majoritate de voturi în ședința Consiliului Local Municipal din 28 septembrie. Așteptăm cu mare interes motivarea instanței pentru a vedea care au fost motivele pentru suspendarea actului normativ până la judecarea pe fond a cauzei. Motiv pentru care încă de ieri a fost eliminată acea restricție privind accesul în parcul Crâng. Singura precizare pe care vreau să o fac este că demersul Consiliului Local Municipal a fost tocmai îndreptat pentru protejarea mediului înconjurător, pentru protejarea parcului Crâng, pentru protejarea vieții în general, pentru că acest parc, emblema municipiului Buzău, este o imensă valoare de patrimoniu natural pe care trebuie să o păstrăm și să o lăsăm intactă, această valoare de patrimoniu și copiilor noștri. Primăria așteaptă să primească motivarea care a stat la baza deciziei judecătorești pentru a putea găsi o soluție de compromis. Vom lua o decizie pentru depunerea recursului la Curtea de Apel Ploiești. În afară de asta, ați mai avea și un plan B? Vom vedea care sunt motivele care au stat la baza acestei suspendări și pe baza acestora vom analiza în Consiliul Local dacă această hotărâre de Consiliul Local poate fi îmbunătățită sau cum anume poate fi armonizată cu solicitarea instanței de judecată. Bariera montată la intrarea pe alee este ridicată, iar indicatoarele rutiere de interzicere a accesului auto vor fi demontate. Într-un final, modernizarea aleii Căprioarei se pare că a fost făcută ca să se bucure automobiliștii care circulă prin Crâng, că au scăpat de gropile din carosabil. Pe fond, procesul dintre Societatea Comercială din Crâng și Consiliul Local Municipal ar putea dura mai mulți ani, timp în care restricționarea va rămâne suspendată.